Un bărbat în vârstă de 71 de ani din municipiul Pașcan este de negăsit de mai multe zile după ce a plecat de acasă și nimeni nu mai știe nimic de el. Persoana dispărută este Dumitru Rosnovăț și locuia singur pe strada Ceferiștilor. Fiul lui este cel care a alertat autoritățile pe 4 februarie, după două zile în care și-a căutat tatăl prin toate locurile cunoscute. Bătrânul este acum dat dispărut, iar pe site-ul Poliției Române a fost publicat un anunț cu datele de identificare. Persoanele care care l-au văzut sunt rugate să anunțe autoritățile prin orice secție de poliție sau să sune la numărul de urgență 112.